În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați, Părinte, pentru a rosti cuvânt de învățătură. Amin. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, împreună rugători, în Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi la Sfânta Liturghie, observăm că Domnul Hristos, vorbind despre Duhul Sfânt, aflându-se în văzul tuturor și de față cu toți oamenii prezenți acolo, la Ierusalim, a adresat această chemare. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Domnul Hristos ne cheamă la El. Ne cheamă la El care este izvorul vieții, pentru a ne arăta nouă cea mai profundă, cea mai mare nevoie pe care o avem noi credincioșii de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, a fiecăruia dintre noi. Și dacă am fost atenți la antifoanele pe care le-am ascultat la Sfânta Liturghie, printre altele se găsesc și două expresii foarte importante, și anume prima, după dorirea inimii ei dat Lui. Dorirea inimii, viți credincioși, presupune prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Însă o prezență care să ne aducă bucurie, să ne aducă împlinire, asta presupune dorirea noastră, dorirea inimii în viața noastră. Te doresc pe tine, Doamne, izvorule al vieții. Și al doilea verset din Psalm, viață au cerut de la tine. Noi viață cerem de la Domnul Hristos, iubiți credincioși. Și miezul acestei Evanghelii este așadar setea, setea de Duhul Sfânt. În cuvântul de astăzi, legat de această sărbătoare a cincizecimii, încerc să răspund la trei întrebări. Ce presupune această sete? Prima întrebare. Toată viața noastră, iubiți credincioși, tot ceea ce trăim noi pe acest pământ, trebuie să exprime dragostea, dar și setea noastră după Duhul Sfânt. Căci acesta trebuie să fie și scopul nostru, al creștinului de zi cu zi, după cum ne transmite și Sfântul Serafim de Sarov. Scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. A doua întrebare. Cine ne desăvârșește pe noi ca persoană? Bineînțeles că este Duhul Sfânt. Sărbătoarea de astăzi o putem numi împlinirea istoriei. Sărbătoarea vieții. La această sărbătoare are loc întemeierea Bisericii Văzute. La acest praznic Duhul Sfânt se coboară peste apostoli. Și la această sărbătoare apostolii propovăduiesc Evanghelia lui Hristos și vin la credință circa 3.000 de oameni. Și la a treia întrebare la care doresc să răspund este vorba despre ce înseamnă, ce presupune această sărbătoare. Pogorârea Sfântului Duh peste apostoli și peste noi înseamnă plinirea, desăvârșirea lumii. Împlinirea lumii. Noi așa începem fiecare rugăciune, adresându-ne Duhului Sfânt. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, și pe toate le desăvârșești, și pe toate le împlinești în viața noastră. Prin această sărbătoare, Domnul Hristos face din noi, creștinii, un popor nou, un neam nou, făcând astfel o inimă nouă. Duhul Sfânt face în noi o inimă nouă. În ziua de Paște am auzit acest cuvânt adresat de Domnul Hristos apostolilor. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Și cărora le veți ține, ținute vor fi. Iertarea, iubiți credincioși, care vine de la Duhul Sfânt, ne face să devenim oameni noi. Iertarea care vine de la Duhul Sfânt ne face să avem o inimă nouă. Și acest Duh ne prezintă la această sărbătoare biserica ca fiind o casă a pocăinții, o casă a dragostei, o casă a credinței, o casă a iertării, locul unde prin spovedanie și iertarea păcatelor ne înnoim viața și inima noastră. Duhul Sfânt așadar este Cel care ne îmbrățișează, oferindu-ne fiecăruia dintre noi îmbrățișarea Sa. Și ca să ofer răspunsul mai clar la această treia întrebare, cum? De altfel, aceasta a fost întrebarea celor care îl ascultau pe Sfântul Apostol Petru.
Când acesta ne vorbea la Rusale, noi ce facem? Acum ce urmează să facem noi? Iar Apostolul Petru ne indică pocăința și botezul, amândouă deopotrivă. Să se boteze oamenii și să se pocăiască. Și așa, în urma propovăduirii cuvântului Sfântului Apostol Petru, s-au botezat circa 3.000 de oameni. Ce ar trebui să facem? Duhul Sfânt, să știți, iubiți credincioși, că de cele mai multe ori denunță toate mijloacele false, toate închipuirile false prin care credem noi că ne împlinim, prin care credem noi că devenim ceva anume în societatea și în viața aceasta de zi cu zi. În primul rând, noi credem că ne împlinim, că devenim fericiți prin prestigiu. De cele mai multe ori, majoritatea dintre noi cred că sunt cineva datorită prestigiului, datorită funcției pe care dețin, datorită statutului pe care îl au în lume și societate. Căutăm să avem cinste în fața oamenilor, dar uităm de Hristos de cele mai multe ori. Și uităm că Hristos nu a căutat acest lucru, iubiți credincioși. Nu a căutat Hristos cinstea și nu dorește de la noi să căutăm, să dobândim prestigiu. Prestigiu, să știți că de foarte multe ori nu înseamnă calitate. Chiar dacă mulți oameni se află pe o scară mai sus în această societate, deținând anumite funcții sau responsabilități, asta nu înseamnă că acei oameni sunt neapărat și oameni de calitate, oameni plăcuți lui Dumnezeu, atâta timp cât aceștia nu trăiesc după Evanghelie. Nu neapărat cei mai buni sunt în frunte în această lume, iubiți credincioși. Domnul Hristos, știm cu toții că a adus o altă ierarhie decât cea cu care noi suntem obișnuiți. De foarte multe ori, să știți, Domnul Hristos ne-a zis și ne zice: cine vrea să fie întâiul dintre voi, să fie slujitorul celorlalți. Ăsta este prestigiul cel mai adevărat. Acesta este prestigiul cel mai plăcut lui Hristos. Și Duhul Sfânt, când un om caută să slujească celorlalți, atunci vine persoana omului și devine astfel o lucrare mult mai profundă în biserică. Omul altfel lucrează în biserică, aflându-se. Însă dacă omul caută prestigiul înlăturându-l pe Dumnezeu, nimic nu-i folosește. Toate sunt trecătoare. Iar dacă se raportează la Domnul Hristos și se gândește să-L ia pe Domnul Hristos ca model, se gândește să aibă drept îndreptare Evanghelia și cu pregătire poruncile Domnului, unul ca acesta, iubiți credincioși, este plăcut Duhului Sfânt. Ierarhia Domnului Hristos este alta și nu oricine intră în Duhul Evangheliei, în Duhul ierarhiei lui Hristos. Cea de-a doua pistă falsă prin care noi credem că ne putem împlini, cel de-al doilea mijloc, este dorința de putere, dorința de a domina, dorința de a controla pe ceilalți. Atunci când deții puterea, ceilalți se uită cu admirație la tine. În general, când ești cineva, deții un statut anume în societate, ceilalți te respectă, te apreciază, se uită altfel la tine. Însă asta nu înseamnă că o fac tot timpul din sinceritate, neapărat. De foarte multe ori o fac, îndrăznesc să spun, pentru că au nevoie de tine. Și tu fiind cineva, ei cred că tu îi poți ajuta. Însă toate sunt doar de la Dumnezeu, Părintele Luminii. În momentul când nu mai deții puterea, lucrurile se schimbă radical. Nimeni nu te mai caută. Nimeni nu mai apelează la tine. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Toată investiția în putere pentru a fi fericiți este o investiție falsă. O investiție care nu aduce prezența Duhului Sfânt în viața noastră, ci îl alungă. Când puterea cade în mâinile oamenilor slabi, știm cu toții că nu numai că Duhul Sfânt nu mai devine lucrător în aceste persoane slabe, ci și în societate, dezastrele, nemulțumirile sunt ca atare. Cel de-al treia mijloc prin care denunță Duhul Sfânt gândul nostru de așa zisă împlinire este plăcerea. Ne jertfim, dar de fapt fugim de jertfă, fugim de muncă, apelând de cele mai multe ori la plăcere, la dorința de a trăi cât mai confortabil. Însă, de multe ori, omul care trăiește în plăcere și în bogățiile lumii trecătoare și efemerii, nu-l are pentru Duhul Sfânt prezent în viața sa. Și amintiți-vă,
din pilda bogatului nemilostiv care ia rodit țarena. El gândindu-se că are din belșug roade, s-a dus doar cu gândul la lucru trecător, să-și facă ambale, ca să aibă unde să-și depună roadele. Însă nu s-a gândit nicio clipă. Cine i-a dat rodul din belșug? Cine a dat ploaia la timpul potrivit? Cine a făcut soarele să răsară ca să fie căldură peste cele rodite? Ci s-a gândit să-și mulțească ambarele pentru a-și depune roadele prea multe. Și atunci Domnul Hristos vine și spune: nebunule, dacă în această noapte sufletul tău se va lua de la tine, toate ale tale ale cui vor fi? Aceasta este una din întrebările pe care trebuie să ne o punem noi zi de zi. De multe ori ne luptăm în zadar pentru lucruri trecătoare, pentru a dobândi bogății, pentru a avea case mari, pentru a avea mașini puternice, frumoase, scumpe. Dar cui voi rămâne? Cui vor rămâne aceste bunuri? Bun, vei zice copiilor. Așa este. Dar de multe ori nu folosesc. Că dacă nu ai sănătate, și dacă nu l-ai pe Dumnezeu, și dacă nu iubești Evanghelia, și dacă nu iubești poruncile lui Dumnezeu și îl împlinești în viața ta, zadarnică ți este șederea pe pământ. Lucrurile Duhului Sfânt, iubiți credincioși, presupune jertfă. Presupune muncă. Muncește ca și cum n-ai murit niciodată, zice o zicală, dar îngrijește-te de suflet ca și cum ai muri mâine. Și să știți dumneavoastră că mulți uităm de suflet, din păcate. Avem grijă de trup, dar uităm de suflet. Și uităm de suflet, preferăm plăcerea în viața noastră. Și plăcerea creează dependență. Ne aduce o împlinire pe care Duhul Sfânt nu o recunoaște în viața noastră. Cel de-al patrulea mijloc în care credem noi că am putea fi împliniți în această lume este avuția. Încrederea în bogății. Și am amintit aici pilda bogatului nemilostiv care i-a rodit țarena. Averea, bunurile noastre, reprezintă, iubiți credincioși, un mijloc de a ne desfășura pe acest pământ. Însă nu reprezintă scopul esențial în viața acestei bunuri. Și atunci ce ne rămâne? Ne rămâne setea. Setea după Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne conduce la adevăr. Ne conduce la adevăr care este Biserica lui Hristos. Această biserică care reprezintă, am putea spune, la această sărbătoare a cinzecimii, sediul adevărului. Experiența adevărului. De ce spun acest lucru? Pentru că mesajul Evangheliei nu s-a schimbat. Este același de atunci și de astăzi. Și din veci de veci. Este actual. Și acest mesaj al Evangheliei exprimă adevărul. Pentru că, de ce? În centrul are pe Hristos, care El însuși spune că este calea, adevărul și viața. Cine îl cunoaște pe Hristos, iubiți credincioși, cine îl are pe Hristos, cunoaște calea. Cine îl are pe Hristos în viața sa, drept pildă de urmat, cunoaște adevărul. Cine îl are pe Hristos într-un cuvânt, cunoaște ce este și cum se trăiește viața. Cel care îl are pe Duhul Sfânt, știe să vorbească. Nu vorbește la întâmplare. Este un om, un credincios care vorbește manierat, vorbește delicat față de ceilalți. În Epistola către Romani, astfel, Sfântul Apostol Pavel ne spune că Duhul ne învață cum să ne rugăm, cum să ne raportăm la Dumnezeu. Spune Apostolul că Duhul Sfânt este Cel care se roagă în noi cu suspine negrăite. Este Cel care se roagă în noi cu suspine negrăite. Așadar, Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Roagă-te și rugăciunea te va învăța cum să te rogi. Duhul Sfânt ne învață ce este binele. Ne învață cum să dialogăm cu cel de lângă noi. Și să știți, iubiți credincioși, că Duhul Sfânt nu locuiește în sufletele bădăranilor. E prea multă, îndrăznesc să spune, bădărănie în această lume. Trebuie să avem grijă. Să știți cum să ne comportăm, cum să ne manifestăm, modul prin care să ne exprimăm față de cel din lângă noi, modul în care să-i vorbim. În general, când vorbim, trebuie să avem în fața noastră și în mintea noastră conștiința că celui căruia îi vorbim este un purtător de Hristos. Este un chip al lui Dumnezeu ca și mine. Ca așa ne zice referatul Pacel, să facem om
după chipul și asemănarea noastră. Deci fiecare dintre noi suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Pentru a face cât mai prezent pe Duhul Sfânt în viața noastră, Sfântul Siloan Atonitul ne adresează două îndemnuri. Și cu acestea îmi sfârșesc cuvântul meu de astăzi. Ca să nu pierdeți harul Duhului Sfânt, două lucruri importante trebuie să faceți. Două lucruri care sunt ușor de spus, însă parcă sunt greu de îndeplinit de cele mai multe ori, iubiți credincioși. Și anume, primul, ne îndeamnă Sfântul Siloan să iubim pe toți oamenii, inclusiv pe vrăjmașii noștri. Poate, până la urmă, reușim oarecum să nu-i urâm, dar ca să-și iubim, ne rugăm Domnului să ne dea această putere. Să putem ca la sărbătoarea Cincizecimii, devenind oameni noi, având fiecare inimă nouă, să putem nu doar să nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, ci să-și iubim. Să le dăm șanse să se apropie din nou de noi. Cel de-al doilea lucru pe care ne îndeamnă Sfântul Siloan Atonitul la sărbătoarea Cincizecimii este cam greu și acesta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile noastre. Cam greu, nu? Să-i mulțumim pentru boală, să-i mulțumim pentru pagube, pentru anumite încercări grele în viața noastră. De obicei, noi, iubiți credincioși, suntem învățați să-i mulțumim Domnului pentru binefacerile primite, pentru reușite, nici de cum pentru necazuri sau pentru greutăți. Așa trebuie să facem, să știți, iubiți credincioși, să punem gândul cel bun la acest mare praznic al Cincizecimii, să ne schimbăm starea noastră în bine, să devenim oameni purtători de Duhul Sfânt în adevăratul sens al cuvântului, nu doar prin anumite taine pe care le-am primit. Ca astfel să rămână Duhul Sfânt în noi. Și trebuie să iubim și pe vrăjmași și trebuie să mulțumim Domnului pentru toate, inclusiv pentru necazurile noastre. Duhul Sfânt, să știți că ne dă corect poziționarea în această lume. Și noi îl trăim pe Duhul Sfânt la fiecare liturghie la care participăm. Liturghia trebuie trăită, iubiți credincioși. Nu e suficientă doar prezența. Trebuie să ne silim pe cât putință, în timpul liturghiei, să trăim cuvintele pe care le auzim. Atât cele pe care le rostesc clericii, cât și cele pe care le cântă cei de la stradă. Orice cuvânt rostit în cadrul dumnezeiești liturghii, prin încercarea noastră de a fi împreună în comuniune euharistică, Duhul Sfânt se răsfruiește într-un noi. Duhul Sfânt ne face să ne simțim mai prezenți ca oricând pe acest pământ. Îl trăim pe Duhul Sfânt ca bucurie și să dea Dumnezeu de acum și până la sfârșitul vieții fiecare dintre noi, fiecare în parte și toți la o lată, să trăim prezența Duhului Sfânt în viața noastră ca o prezență vie. Să avem o sete după Duhul Sfânt. Setea care ne va da bucurie. Setea care ne va face să ne simțim cu adevărat creștini ortodoxi în biserică fiind, ca dragoste între noi și față de toți și toate. Amin.